Vorbind ceva mai devreme în programul nostru despre acest fenomen bullying-ul care se tot propagă, mă tot gândeam, câți dintre noi nu am fost protagoniști în copilărie ai unei hârjoneli, unei dispute, în care poate că am sărit calul fără să ne dăm seama pe moment și fără să ne pese de cum s-a simțit acel coleg? Câți dintre noi n-am aruncat măcar o dată cu creionul în alt coleg? Nu am rănit prin vorbe, prin fapte, minciuni, de ce nu? Și minciuni, mințeam când eram mici, doar pentru că ni se părea hilar pe moment. Însă, de acolo și până acum, la ce vedem astăzi în școlile din România, sincer, e cale lungă. Mă gândesc că în urmă cu 10-15 ani copiii parcă nu erau la fel de vocali ca acum, poate la fel de curajosi. E clar că nu erau atât de conectați la internet ca să-i ajute să ajungă și să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în jurul lor. Această agresivitate este o meteahnă pe care o avem de generații, iar de vreo câțiva ani are și un nume preluat din engleză, așa cum spunea și Vali, bullying. Dar esența lui până la urmă este aceeași. Mi-au confirmat-o părinți, profesori, adolescenți și acest fenomen, bullying-ul, ajunge cumva să facă parte din viața fiecărui copil. Dar copilăria trebuie să rămână la locul ei, așa că am încercat să aflăm ce este de făcut pentru asta. Iată materialul. Dragi copii, sunați la telefonul copilului dacă aveți o problemă. Găsiți în primul rând o persoană suport în jurul vostru. Dar eu știu că acolo, undeva în sufletul vostru, găsiți curajul de a vă rezolva problema. Eu am fost o victimă a bullying-ului în școală, venit din partea unui profesor. Așa că cumva eram pregătită atunci când am avut-o pe fiica mea, să știu să reacționez. Bullying-ul, un cuvânt englezesc preluat și de români, nu înseamnă doar o bătaie în curtea școlii. Nu este o ironie aruncată astăzi și uitată mâine. Bullying-ul înseamnă umilirea, persecutarea, intimidarea, discreditarea, excluderea sau chiar lovirea constantă a unui copil de către un coleg mai puternic sau de către un grup de colegi. Bun venit la telefonul copilului. Înțeleg că ai fost agresat la școală. Ai vorbit cu cineva despre asta, cu o persoană adultă? Și nici cu părinții? Vrei să învățăm împreună alte modalități în care poți reacționa? Poți să ne suni oricând, putem discuta și în mediul online, dacă vrei. Avem și o aplicație de chat, se numește Happy Graph. Și o platformă online, unde poți găsi sfaturi despre cum să te porți în astfel de situații de bullying. Care sunt cele mai frecvente forme de agresiune pe care cei mici le reclamă la telefonul copilului? Fie sunt jigniți, etichetați, umiliți, excluși. Îi îndrumăm să discute cu copiii, să-i facă să se deschidă. Un studiu al organizației Salvați Copiii arată că unul din patru copii este umilit în mod repetat în fața colegilor, iar 7 din 10 copii au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar. Ce e de făcut în țara aflată pe primul loc în Europa, conform UNICEF, la numărul de elevi cu vârsta între 11 și 15 ani care agresează alți colegi? Să fim părinți, nu învățăm nicăieri. Eu cred că asta este foarte important, să învățăm să fim părinți. Lavinia Mandache este psihoterapeut și mama unui copil de grădiniță. Îi ascultă pe copii încă de la înființarea liniei telefonice, în urmă cu 18 ani. Anul trecut, numărul apelurilor la telefonul copilului a crescut cu peste 40% față de 2017. În perioada aceea sunau mai mult pentru problemele familiei, pe când acum sună mai mult pentru sine. Înțelege că are un rol în viața asta, înțelege că este unic pe pământ și că modul în care el singur se dezvoltă este foarte important. Bullying-ul apare atunci când copilul abia învață să rostească primele cuvinte, când nu știe cum să ceară ajutor în grădiniță. Eu, de exemplu, pe copilul meu îl îndrum atunci când copilul acela s-a purtat urât cu tine. L-ai întrebat dacă are o problemă? Poate avea o problemă, poate de aia s-a purtat așa de urât cu tine. Acești copii vin dintr-o familie unde răsfățul a fost, aprobat. Dacă noi am zâmbit prima oară la un comportament neadecvat, înseamnă că i-am dat voie să și-l însușească. Atunci când acest comportament este tolerat în familie, dar se duce într-un grup de prieteni care nu îl tolerează așa, el devine agresor. Și el va lupta să obțină atenția celorlalți sau să fie popular prin agresiune. Fie că vorbim de victime, fie că vorbim de agresor, dacă noi nu am rezolvat din copilăria mică
toate comportamentele neadecvate, acestea se vor perpetua. Sub diverse moduri de agresiune, verbală, fizică, relațională, până la bullying-ul online, numit și cyberbullying. Fără o intervenție fermă, cei mici vor dezvolta stări de depresie, anxietate, tristețe, însingurare. Vor avea tulburări de somn, de alimentație, performanțe scăzute, dorință de abandon școlar și tendințe suicidare. Mâine, o mamă, ea însăși victimă în copilărie, ne va dezvălui modul în care a luat atitudine când și fica ei a căzut victima bullying-ului. M-am trezit într-o bună zi. Mama, spune-mi și mie ce înseamnă să fii lesbiană, pentru că mi s-a spus că sunt lesbiană.